Parc din Timișoara. Centru istoric. Parcul Trandafirilor sau nu știu cum se numește. Ia uitați-vă ce capcană periculoasă pe trotuarul de lângă toaletă. Bănci distruse, tot așa periculoase. Toaletă fără plată, dar închisă, inaccesibilă. La femei oare tot așa-i? Aici administrație ceva. La femei tot e închis. Scaunele cele cred că-s de la teatru de vară. Dar ele stau în soare și se deteriorează sub influența razelor ultraviolete. Dacă ăștia-s bani publici, luați-vă rămas bun de la ei. Oare de câte ori au folosit scaunele astea din bani publici? Să ne răspundă fostul primar Robu sau actualul Neamț, că am și uitat cum îl cheamă. Teatru de vară. Da, aici erau scaunele lor și acum se scoase. Reparații veșnice ca în parcul Drumul Taberei de la București sau ca în centrul Chișinăului. Și aici pe aleea asta intră camioane grele, că iată au distrus-o. Evident, ea era gândită pentru pietoni, nu pentru utilaj greu. Acum sunt bani publici aruncați în vânt. Probabil o să vrea mâine pe mâine să schimbe pavajul de aici și să bage noi bani publici, ce n-avem de unde. Dar nu o să caute vinovatul. Până o să avem alei betonate, avem glod ca la baștină la Brega și ca în orice sat românesc, în spatele Teatrului Național. Și unii intră pe aici cu mașinile, cu transportul și duc glodul în oraș. Mai luăm și noi pietonii pe încălțări și când se usucă se transformă în praf și praful ne intră în plămâni. Și uite așa avem poluare nocivă pentru sănătate. Inclusiv la Timișoara. Timișoara, centru istoric. Domus Roman, muzeul de artă, trotuar ocupat de un nesimțit. Și aici au urcat cam sus pe trotuar unii mai sensibili. Acolo trotuarul e ocupat și primăria vrea să mergem pe aici. Dar dacă sunt un pic mai înăltut sau am coarne, aici rămân cu ele. Doar pe mijloc sunt 2 metri spațiu. Dar dacă te întâlnești cu cineva și te ferești, risc să-ți scoți ochii. Cam periculos. Scrie acolo că parcarea e interzisă, chiar dacă e desenat. Numai persoanele cu dizabilități au loc să parcheze și doar un loc. Sau nu prea e clar. Sau doar pe locul ăsta e interzisă parcarea. Oh, stai că aici încă e cu bani, e cu plată. Nu s-au gândit că au oprit trotuarul
că ar trebui să aibă și grijă a pietonelor. Foarte rău. Am găsit magazin de biciclete, dar nu închiriază. Băiatul m-a sfătuit să cer de la primărie card și să folosesc bicicleta, dar mă sperie să merg cu bicicleta pe pistele astea ale lor verzi de pe trotuar. Că pe aici ați văzut, circulă copii, maturi, căței. E periculos, eu prefer pe carosabil, da? Pe carosabil văd că nu prea-i voie, doar ca excepție am văzut pe o stradă pistă biciclistică pe carosabil. Partea cealaltă nu e nici loc pentru pietoni, dar rămite pentru bicicliști. Deci, șoferii îs favorizați. Nu-i mai brează Timișoara decât Bucureștiul sau Chișinău. Eu, pacifist fiind, nu prea am ochi să văd arme de asalt. Dar o cetate mă fascinează. Și că ăsta e unul dintre bastioanele cetății Timișoara. Fragment de fortificație. Bastionul Terezia. Revitalizat cu 10 ani în urmă din fonduri europene. Dacă nu suntem capabili din banii noștri să ne conservăm istoria, cheltuim bani europeni. Centru isteric. Au și muzeu aici. Fragment de fortificație. Plăcuță făcută din banii guvernului german. Bravo, domn. Mulțumim nemților. Ne-au dat bani pentru plăcuțe. Nici plăcuțe nu suntem capabili să facem la o fortificație. Asta ce-i? Rampă? Nu știu ce au făcut din cetatea asta, dar acum e pustiu. Centru multifuncțional. Nu știu ce funcție poate să aibă, dar pare ceva comercial sau cultural. Symphony Cafe. O bicicletă nu ți-or promova, mașină, poftim. Paideia, sală de expoziții. Bun. Măcar atât. Măcar așa. Văd că și locuri de parcare libere sunt. Deci un turist poate să vină să-și lase mașina aici și să viziteze ce a rămas din cetate. Cetatea Timișoara. Artistic. Secție de arte. Aici s-o cam rupt și-i pericol de accidentare. Are mai mult de 300 de ani, da? Ok. Ce kimono-uri ciudate.
enoteca de băut vin, dacă îmi dau bine seama. Cum naiba stătea cărămida asta? Era arca aici, arcada. Probabil. Vechiu și nou. Cărămidă și sticlă cu oțel. Întrebați. Aha. Are you a tourist? Yeah. Kind of. I come from Bucharest. Încă o aberație pe care am întâlnit-o și la București. Pistele biciclistice sunt făcute pe trotuare, dar în parc îi semn că interzice accesul pe bicicletă. Păi, care-i pericolul? Dacă pe trotuare putem coabita, de ce n-am putea coabita cu pietonii pe aleile parcului? Nu e așa că e periculos totuși? Deci primăria Timișoarei și oricare altă primărie ar trebui să-și revizuiască atitudinea față de biciclete. E vehicul, dezvoltă viteză, e mecanism, e periculos pentru, iată, copii care își schimbă brusc traiectoria, animale care tot așa nu pot fi controlate, sunt duse în lesă. Deci, locul bicicletelor e pe carosabil. Am vrut să împrumut o carte, dar o ține strâns. Să se știe. Și nu știu cum să facem cu parcurile. Măcar pentru copii permiteți aici pe biciclete, că aceea pe carosabil nu o să-ți iasă. E periculos. Hai să ne gândim. Stăm strâmb și să gândim drept. Aici trebuia să fie probabil patinoar, dar cum n-au dat înghețurile, suntem fără. Tomberoanele sunt cu pungi de plastic, fără coșuri, fără găleț. E și asta o variantă, dar cam poluantă. Fel de amfiteatru aici pentru Speaker's Corner, urci pe scenă și cuvântezi. Sus cenzura! Sus masca! Oho, gratii! Și aici pistă biciclistică. Dar aici nu e interzis. Interzis cu mașina și cu câinii. Dar la bicicletă nu e interzis. Deci, cum să înțelegem? Doar pe splai așa poți merge cu bicicleta, dar n-ai voie să intri în parc. Nelipsitele lacăte de pe pod. O tradiție exotic altă dată, dar acum constatăm că e cam păguboasă. O grămadă de resurse a cheltuit omenirea pentru lacătele astea și ele aveau altă menire decât să le lăsați simbolic pe un pod, adică dragostea voastră e strânsă. Cel mai des jumătate dintre cuplurile astea deja s-au despărțit. Da, uite ce lacăte scumpe de îngoase au luat. Asta chinezește, sunt mai ieftine. Sunt mai ieftine, dar oricum sunt metal. Muncă. Risipă de energie. Moft.
Eu zic să vă revizuiți atitudinea și să nu mai aruncați bani în vânt pe așa căcaturi. Sâcuie. Vai, ce frumos! În extremitatea vestică a României se găsesc pomenit Nistru, un râu care curge la estul spațiului românesc. Altădată era râu de granițe. Și pestaloții. Și coposul. Și Nistru. Pe malul Begăi. La Timișoara. Nu lipsesc nici la Timișoara peisajele astea. Gunoaie aruncate pe jos. Ele teoretic trebuia să fie aici, în ghena asta specializată. Dar chiar lângă spitalul de urgență. Asta e cam periculos. Cineva ar trebui să intervină. Cucaracea. Poli nu e a crecas. Cine fie ăștia, numai ei se înțeleagă. Terasă cât tot trotuară. De fapt a rămas ceva, un culoar pentru pietoni. Și pe aici trec chelnerii. Stânga-dreapta. Dacă așa a decis administrația. Și nu-i zona pietonală. Și aici, ca la București, găsesc pe stradă multe mașini abandonate. Numai că aici primăria îi somează să o evacueze, altfel o evacuează ea. Și lăzi de gunoi pentru colectare separată. Bun. Doar că iată și aici gunoi uzat ce alături și amestecat biodegradabil cu sticla, de exemplu. Un cămin și simboluri falice, erotice pe gard. Peste drum e o construcție în formă de cetate cu turn. Undeva pe strada Neorița avem și la Timișoara așa stradă. Nu degeaba porumbeii sunt numiți șobolanii zburători. Ia uite cum fac de gardă la gunoi ăștia. Și aici a gramaticalități. Iată și un palat al sporturilor, unde găsim sculpturi cu cel puțin două femei din șase personaje reprezentate. Ceea ce ne se pare mai bun decât ce am văzut mai ieri în parc. Personalitățile locale, istorice. Hai că se poate! Sportul e despre egalitate. Iată și nelipsita piața agricolă.
Da, asta e cred că una ocazională de weekend. Lângă stadionul Păltinișanu. Și probabil deja e spre sfârșit de program. Au rămas numai vânzători, câțiva. Nu știu câți dintre ei sunt chiar producători. Dar primăria le-a dat voie să vină cu gipanul pe trotuar. Sau cu microbuzele din Covasna, iată două. Sunt de Covasna. Ei se plătește pentru locul de vânzare la sol. Primăria percepe taxe și pentru așa ceva, dacă nu cumva o fi peseria stadionului doar. Alții sunt din Timiș. Ori tot bostană, îi zic, dovleacule. V-am menționat la preț acolo, în negociere, la sânge. Se vinde și vin în stradă. Bun. O. Și așa, vă dau și fără bani. Las că ne înțelegem. Zece lei struguri. Foarte dulci. Cam asta e situația. Butoiul cu dulceață. Nu prea mai e nimeni în piață. Și a fost zi cu soare. Sper că au avut cumpărători, că altfel au venit degeaba. Am făcut 10 km prin Timișoara. Pe jos. Și am filmat pentru voi. Sper că v-a plăcut.